îmi amintesc că mă aflam într-o zi în vestiarul magazinului Universal Haymarket, înconjurat de o sumedenie de câini ce și așteptau stăpânii care târguiau în magazin. Fără a mai socoti și câinele meu, erau acolo. Un mastiv, vreo doi câini ciobănești scoțieni, un Saint Bernard, câțiva prepelicari și un Terra Nova, un Bullhound de mistreți, un pudel francez cu o căpiță de păr în jurul capului, dar chelios la mijloc, un bulldog, câteva javre cât pumnul, și vreo doi câini de Yorkshire. Stăteau acolo liniștiți, răbdători, pașnici și meditativi. În vestiar părea că domnește o pace solemnă, o atmosferă de calm și resemnare de melancolie dureroasă învăluia atmosfera. Nu trecu mult timp și în vestiar intră o coniță. Tare frumoasă. Însoțită și ea de un fox terrier, mic și blajin, pe care l-a legat și l-a lăsat acolo, între bulldog și pudel. Animalul își aruncă privirile roate în urmă de un minut și l-a țintit asupra tavanului. Și judecând după expresia lui, părea că se gândește la maică sa. Trase un căscat, apoi cercetă cu luarea minte pe toți ceilalți câini care stăteau tăcuți, gravi, demni. Se uită la buldogul cufundat într-un somn fără vise, aflat în dreapta lui. Se uită la pudeluția păr și țanțoși din stânga. Apoi, fără preaviz, fără umbra unei provocări, mușcă animalic laba din fața pudelului. Ai, ai, ai! Un schelelăit de durere, de agonie, răzbătut prin umbrele liniștite ale vestiarului. Apoi, hotărât să învioreze atmosfera, sări peste pudel și atacă vigilios fiara adormită. Câinele ciobănesc. Fiara se trezi, se înfioră și începu o luptă aprigă și zgomotoasă cu
Pudelul. Fox terierul se întoarce. Apoi la locul lui. Și mușcă altă fiară adormită pe buldog. De o ureche ca să-l doboare. Buldogul, un animal ciudat, peste măsură de imparțial. Legat fiind, începuse să se dea la toți cei pe care îi putea atinge, inclusiv portarul. Exclusiv micul Fox Terrier, pentru că el deja provocase fiara supremă, un dulău de Yorkshire, dornic și ăsta de-o încleștare. Celor care cunosc cât de cât natura canină, nu trebuie să le mai spun că între timp toți câinii de acolo se încăieraseră, de parcă le-ar fi fost în joc vatra strămoșească și căminul părintesc. Dulăii se sfâșiau între ei, fără să mai facă nicio alegere, iar câinii mai mici se luptau unul cu altul, unul cu altul, și în clipele de răgaz îi mușcau de labe pe dulăi. Vestiarul devenise un adevărat infern, iar zgomotul era înspăimântător. În Haymarket se strânsese o mulțime de oameni și toată lumea se întreba dacă se ține o întrunire a eloriașilor impozabili. Iar dacă nu, pe cine omoară? Și de ce? Au venit apoi și oameni cu prăjini și frânghii și au încercat să despartă câinii. S-a trimis chiar și după poliție. În mijlocul acestei răzmerițe se întoarse cucoana cea frumoasă, frumușic. Își luă în brațe potaia, care avea acum o înfățișare de mielușel nou născut. După ce scosese din circulație unul dintre cei doi câini de curte de Yorkshire pentru cel puțin o lună, îl pupă pe năsuc și îl întrebă: Mami, ce ți-au făcut monștrii aceia de câini? Nu cumva te-au omorât? Cuibărit la pieptul ei, micuțul avea o căutătură, parcă voia să zică: ce bine ai făcut că ai venit să mă salvezi de acest, din acest anturaj infect. Cuconița declară că cei de la magazin nu au dreptul să lase brutele lângă căței persoanelor respectabile și că ar ține mult să dea pe cineva în judecată. Asta e firea foxterierilor. Și de aceea, cum spuneam, nu-l învinovățesc pe Montmorency, câinele meu,
pentru tendința lui de a se război cu pisicile. Dar în dimineața aceea, și lui a părut rău, că nu s-a stăpânit.